astăzi mă vedeți într-un alt fel de setup, nearanjată, nemachiată, cu bluza cu AC/DC pe mine și cu toată camera în spate, pentru că vreau să fac un fel de vlog, first impressions, ceva pe acolo, pentru un fond de ten pe care mi l-am cumpărat acum 2 zile, deci este foarte recent achiziția. Mi s-a terminat mult iubitul meu Colorstay și am zis că ar fi cazul să încerc și altceva. Și am fost prinoșan acolo la secțiunea aia de produse de machiaj și m-am tot uitat pe la fonduri de ten și am dat peste unul pe care nu l-am mai văzut până acum. Cred că este nou sau nu știu, dacă este vechi, eu una nu l-am mai văzut. Și să vă arăt și fondul de ten. Este vorba despre acesta de la Maybelline și se cheamă Dream Satin Liquid. Și spune că ar avea în el fond de ten, bineînțeles, și ser hidratant și anume ceva cu acid hialuronic. Să vi-l arăt și mai de aproape ca să știți despre ce este vorba. Așa arată. După cum ați văzut, poate eu am nuanța 10 Ivory și era cea mai deschisă nuanță de la raft de acolo. Nu știu dacă este și mai deschisă de atât, însă nu mi se pare cea mai deschisă nuanță posibilă. Adică pentru tenul meu cred că se potrivește pentru că eu nu am tenul atât de deschis la culoare. Nu știu cum îl vedeți voi pe cameră, posibil să-l vedeți ceva mai deschis din cauza luminii, însă nu este chiar atât de deschis și cred că mie mi se potrivește, mai ales că pare că are un subton neutru spre gălbui undeva pe acolo, deci ar trebui să fie ok, o să vedem îndată. Pentru cineva cu pielea mai deschisă la culoare, nu știu sincer dacă s-ar potrivi, poate doar pe perioada verii dacă sunteți mai bronzate. Are și SPF 13, dar mă rog, este total irelevant. V-am zis și pe Insta Stories că vi l-am arătat ieri pe Insta Stories, mă rog, ieri, voi când vedeți clipul ăsta deja nu mai e ieri. În fine, vi l-am arătat și pe Insta Stories și v-am zis și acolo că este total irelevant acest SPF, plus că 13 este un număr așa de random, așa de dubios, adică ori era 10, ori era 15, în fine. Nu băgați în seamă SPF-ul, că nu vă puteți baza pe el. Eu am luat acest fond de ten cumva la risc, pentru că eu am tenul mixt și vara se duce cumva spre ten gras. Și acesta este un fond de ten hidratant, având și acid hialuronic în el și chiar spune aici că oferă până la 12 ore de hidratare. Deci este cumva riscant, dar nu știu, mi-a plăcut pur și simplu când l-am văzut, mi-a plăcut cum arată și am zis că hai să-l iau. Sper să fie ok. Eu o să-l testez astăzi așa ca o primă impresie și o să vă spun părerea mea despre el, dar o să trebuiască să-l testez după aia în multe alte situații ca să văd cum se comportă. Bun, v-am zis deja, l-am luat din Auchan, am dat 29 de lei pe el. Nu știu dacă se găsește și în alte magazine, sincer, încă nu am căutat, n-am dat niciun search. Bun, hai să și încerc fondul de ten, că am vorbit destul. Îmi place foarte mult faptul că are pompiță, este exact ce trebuie și am aici așa, burețelul meu iubit de la H&M. Din păcate, nu se mai găsește pe site, l-am tot căutat și l-am tot căutat, dar nu îl mai găsesc. Mai am o singură rezervă la el și gata, după aia nu știu ce o să mai fac. Trebuie să găsesc un înlocuitor. Am și o oglindă, așa că dacă aș putea să o și deschid. Toată treaba este bună. Hai să pun oglinda aici ca să mă văd. Sper, am zis să mă văd așa. Deci, o să mă uit cumva în jos și o să aplic fondul de ten cu burețelul, cum îl aplic de obicei și vedem după aia ce și cum. Am pe aici niște pete, bineînțeles, rămase de pe la coșuri, asta este și sunt curioasă dacă le acoperă sau nu. Cred că o să iau totuși oglinda mea ca să văd mai bine ce și cum. Bun, l-am aplicat și aș spune că are acoperire mică spre medie pentru că, nu știu dacă vedeți voi, dar nu a acoperit în totalitate petele de pe față. Dacă aș vrea, cred că aș mai putea să revin cu încă un strat pentru că are un aspect destul de natural, se vede foarte ok pe ten, însă nu o să mai revin cu niciun strat, o să las așa, nu vreau să încalc tenul prea tare,
Dar, stați așa că mă chiorăsc acum în oglindă, îmi place cum arată pe ten, însă eu am porțiunea nasului, de fapt tot nasul aproape, foarte uscat și se cojește un pic pentru că am fost sânt răcită, ceva de genul, și mi-am tot sters nasul într-una și e dezastru cu el, deși m-am dat cu tot felul de creme și așa, da, are ceva cojițe și le accentuat puțin. Dacă aveți tenul uscat și aveți astfel de cojițe pe ten, este foarte indicat să faceți o exfoliere înainte, pentru că scoate în evidență cojițele acest fond de ten, cât o fie el de hidratant, cât spune că are acid hialuronic în el și alte chestii, dar da, se pare că acele cojițe au rămas acolo și sunt destul de evidente. Trecând peste asta, îmi place că este și destul de matifiant pe de o parte. Adică nu înlucește fața, nu știu cum se vede la voi, dar nu înlucește fața. Dacă înlucește doar pentru că îmi bate lumina, dar altfel nu, eu nu văd în oglindă să lucească ceva, dar o să mai vedem pe parcursul zilei, bineînțeles. N-am niciun ceas la îndemână, dar este cam ora 10, 10 jumătate, undeva pe acolo. Și o să mai revin, bineînțeles, cu update-uri pe parcursul zilei să vă mai spun ce și cum se comportă acest fond de ten. La o prima aplicare îmi place, v-am zis, singura problemă este cu cojițele de pe nas, dar asta este. Iar nuanța cred că mi se potrivește, din ce dau eu seama aici în oglindă, da, cred că este ok, poate doar o idee mai închisă, să zic, nu știu cum vedeți voi, dacă se vede diferență, poate să fie o idee mai închisă, dar nu este ceva supărător sau ceva genul acesta, deci din nou, dacă aveți tenul foarte deschis, nu știu, doar să fie o nuanță mai deschisă decât aceasta 10 Ivory. Dacă nu, s-ar putea să fie prea închis pentru voi acest fond de ten. Ca acoperire, v-am zis, mi se pare decent, este acoperire mică spre medie, dacă aș mai reveni cu un strat. Mie oricum nu-mi plac acele fonduri de ten cu acoperire foarte mare care arată ca o mască pe față, deci mi se pare ok, mai ales pentru sezonul ăsta mai cald. Porii sunt tot acolo, deci nu i-am minimizat în niciun fel, dar nici nu promite așa ceva. O să mă duc să-mi termin machiajul, mă rog, un fel de mini-machiaj, pentru că nu ies nicăieri azi din casă, dar am vrut neapărat să filmez acest clip, așa că o să stau machiată în casă. Da, mă duc și termin machiajul și revin. Gata, m-am dat doar cu puțin rimel anticearcăn și un gloss, nimic mai mult, nici nu trebuie mai mult pentru stat în casă. Și cam așa arată machiajul, să spunem între ghilimele. Și nu știu de ce mă uit la ecran pentru că mi se pare că sunt foarte luminoasă. Azi am început să filmez, de azi am început să filmez pe setări complet manuale. Așa că s-ar putea să fie unele chestii care nu sunt chiar cum trebuie, dar încă învăț. Da, sper să se vadă ok când transfer clipul pe calculator. Bun, așa arată machiajul, după cum spuneam. Așa arată fața mea, așa arată și fondul de ten. Trebuie să vin mai aproape ca să îl vedeți poate mai bine. Și da, o să revin pe parcursul zilei cu update-uri despre cum se comportă, cum arată și alte chestii de genul. Așa că ne auzim mai târziu. Primul update la fondul de ten. Am fost mai înainte cu Jez afară și tocmai ce m-am întors. Și am uitat să-mi dau jos ochelarii și părul îmi stă în toate direcțiile, ca de obicei. Dar trece peste asta. Așa, am fost afară, este destul de călduț afară și chiar am transpirat puțin. Și văd că am început să lucesc foarte, foarte puțin aici, în zona frunții, dacă vedeți voi. Dar în rest, pe obraj este totul în regulă și pe nas, pentru că oricum zona aia era uscată. Am uitat să vă spun, după ce m-am machiat, că nu am aplicat deloc pudră, tocmai ca să văd cum se comportă așa, fără niciun fel de ajutor. Și cam asta este rezultatul deocamdată. Sunt mulțumită, nu este rezistent la transfer pentru că s-a luat, unde sunteți? S-a luat aici, în interiorul ochelarilor, ceea ce pățesc aproape mereu. Dar nu este nicio problemă pentru că nici color stay-ul nu era foarte rezistent la transfer, așa că da, nu e mare diferență din punctul ăsta de vedere. Vedem mai încolo ce se mai întâmplă, o să vă mai fac un update. Acum este ora, stați să mă uit, că habar nu am. Este ora 2 aproape, da? Dacă vedeți voi aici. Și m-am machiat, cât am zis că era ceasul, pe la 10, nu? Cam 10 și un pic, cam așa. Mai vedem până de seara ce se întâmplă, dacă o să mai am fond de ten pe față sau nu până la finalul zilei. Da, vă mai țin la curent. Update-ul numărul 2 și fața mea arată așa momentan. S-a luat de pe nas pentru că mi-am tot șters nasul și de obicei la mine fondul de ten prima oară dispare de aici, de pe nas, pentru că îmi șterg într-una nasul, am o problemă. Și s-a mai luat aici, așa în centrul frunții.
nu prea mai este fond de ten acolo. Am uitat să spun, este ora 6, 6 și un pic, deci au trecut cam 7-8 ore de la aplicare, undeva pe acolo. În rest, pe obraj și chiar și pe bărbie, surprinzător, încă mai am fond de ten. Oricum, pe obraj, tenul meu este undeva la normal, cred, momentan. Având în vedere rezultatele, ca să le spun așa de până acum, zici că cine știe ce sondaj, în fine. Deci, având în vedere ce s-a întâmplat până acum cu fruntea mea și cu nasul meu, aș spune că acest fond de ten nu e potrivit pentru un ten gras în niciun caz. La tenul mixt, nu știu, oricum eu o să-l mai testez și o să mai văd toate variantele posibile și cu pudră și fără, ca să-mi fac o părere mai bună despre el, dar asta este doar un first impressions, așa că momentan asta vă spun, așa arată tenul meu și mai vedem diseară, cred că o să fie ultimul update, după ora 8-9 încolo, ca să vedem exact care este rezultatul final al acestui test și care sunt concluziile. Vreau să vă arăt cumva și mai de aproape. Să știți că bate lumina ciudat, dar aici în zona obrajelor nu lucește. Aici puțin pe frunte și pe nas, dar în zona obrajelor nu lucește, dar bate lumina, este foarte puternică pentru că este soare afară. Și de asta poate se vede așa. Dar încă mai am fund de ten aici pe obraj, ceea ce este ok deocamdată. Am ajuns la finalul zilei și mi se termină bateria și sper să apuc să spun tot ce am de spus. M-am așezat aici la colț ca să-mi bată cumva lumina pe față, ca să vedeți exact ce se întâmplă aici. Bun, situația e cam aceeași care era acum 2-3 ore, la ora 6, acum este... Stați așa ca să vă spun să fie totul cât mai transparent. Este 21-26, sper că se vede ceva. Deci au trecut 11 ore de la aplicare, ceea ce este foarte mult. Din nou, v-am zis, s-a luat aici, s-a luat pe nas, pe bărbie foarte puțin, în rest a rezistat și, bine, s-a mai luat și aici puțin pe lateralele nasului. Trebuie să-l mai testez, trebuie să-l testez cu pudră peste ca să văd dacă rezistă mai bine. Dacă nu, atunci acesta o să fie fondul de ten pe care o să-l folosesc când este vremea mai rece, toamna, iarna, pentru că, sincer, nu știu cum ar face față la plus 30 de grade. Da, s-ar putea să se topească cu totul de pe față, deși, v-am zis, aici pe obraj a rezistat, totul a fost în regulă din punctul ăsta de vedere, dar aici, pe zona T, s-a cam dus destul de bine. Oricum, mi se pare că s-a comportat foarte decent pentru un fond de ten la 30 de lei cât am dat pe el. Pentru persoanele cu un ten normal, spre uscat, dar fără cojițe pe față, s-ar putea să se comporte mult mai bine, să fie mult mai ok pe tenul lor. Dar v-am zis, eu o să-l folosesc în continuare, o să-l supun și la alte teste și la altfel de temperaturi și cu pudră și fără, să văd exact cum se comportă mai departe și bineînțeles că o să vin cu un review mult, mult mai detaliat. Acesta a fost doar un first impressions, doar după o primă purtare și cel mai probabil acel review detaliat o să fie pe blog, nu aici pe YouTube, așa că urmăriți-mă și pe blog. Bun, nu vreau să se încheie vlogul brusc pentru că s-a terminat bateria, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-a ajutat acest clip. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, să dați un subscribe și găsiți link-uri către toate rețelele mele de socializare în bara cu descriere. Ne auzim la următorul clip. V-am pupat! Pa!